42 de studenți de la Universitatea Tehnică de Construcții din București se află timp de 2 săptămâni în practică la Administrația Bazinală de Ape Argeș-Vedea, locația stabilită fiind barajul Răușor din zona Lerești. Prima zi a fost una spectaculoasă pentru tinerii oaspeți care au făcut o călătorie de cunoaștere a construcției hidrotehnice atât la suprafață cât și în interiorul acesteia. După prezentarea construcției cu istoricul și datele tehnice, au coborât în galeriile construcției pentru a înțelege cu precizie funcționarea acesteia și ce înseamnă activitățile zilnice de urmărire și întreținere. Ei au fost ghidați și supravegheați de către personalul Administrației Bazinale de Ape Argeș-Vedea de la barajul Răușor. Trebuie să știm debitul total de apă care trece prin baraj, pe sub baraj sau prin versant. O să vă minunați, dar o măsurăm și pe aia care trece prin versant. O captăm, avem diverse aparate montate, da? Toate sunt măsurate și valorificate, ca să zic așa. Se coroborează toate debitele astea măsurate și se trage o concluzie. Construcția este amplasată pe râul Târgului, la 400 de metri mai jos de confluența râului Târgului cu pârâul Răușor și formează lacul de acumulare cu același nume. Suprafața totală a lacului de acumulare este de 190 de hectare, iar volumul este de 60 de milioane de metri cub de apă. Principalul rol al amenajării este alimentarea cu apă a municipiului Câmpul Lung, situat la 16 km aval, și a localităților limitrofe. Un alt rol important este de apărare împotriva inundațiilor. Barajul și acumularea se află în patrimoniul și exploatarea Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea.